Seria cu numărul 8 a biletelor de tratament distribuite gorjenilor prin intermediul Casei Județene de Pensii încă nu a fost epuizată. Aproximativ 80 de bilete mai pot ajunge până marți în posesia persoanelor care doresc să urmeze un tratament balnear. Cele mai solicitate stațiuni sunt cele de la Herculane, Felix, Covasna sau Buziaș. Începând de săptămâna viitoare, beneficiarii sistemului de pensii care au solicitat bilete de tratament din seria numărul 8 prin intermediul Casei Județene de Pensii Gorj urmează să ajungă la stațiunile balneare pentru care au optat. În această serie am avut 337 de bilete repartizate județului nostru. Până alaltări a fost perioada de ridicare a celor care au avut repartiție prin programare. Ieri a fost ziua de distribuire a biletelor rămase libere, respectiv cei care au renunțat și ce au mai avut suplimentări. Am avut la redistribuire 82 de bilete rămase libere. Pentru a putea intra în posesia unui bilet de tratament, asigurații sistemului unitar de pensii publice trebuie să se prezinte la sediul instituției pentru repartiție. Pentru a putea beneficia de un bilet prin repartiție, doritorii trebuie să depună cereri cu cel puțin 30 de zile înainte de luna în care vor să meargă. Ca și în anii precedenți, trebuie depusă cerere însoțită de copie după buletin și cupon de pensie sau adeverință de salariat, cupon de șomaj, ce categorie de asigurat este. Cele mai solicitate stațiuni sunt Băile Herculane, Băile Felix, Buzia sau Covasna. Următoarea serie a biletelor distribuite de Casa Județeană de Pensii este 22-23 iunie. Repartiția acestora se face după 10 iunie. În cursul acestui an, unei persoane îi se poate elibera un singur bilet de tratament balnear.